Premierul Dacian Cioloș se află în turneu în Asia. Acesta s-a întâlnit astăzi la Hanoi, capitala Vietnamului, cu omologul său. Vineri și sâmbătă, Cioloș va participa la summitul Europa-Asia, care va avea loc în capitala Mongoliei. Premierul Dacian Cioloș a început ieri o vizită oficială de 4 zile în Vietnam, fiind prima întâlnire la nivel de prim-ministru între cele două țări după 21 de ani. Vizita lui Cioloș în Vietnam are loc la invitația omologului său de la Hanoi. Obiectivele principale ale vizitei sunt, pe de o parte, reluarea contactelor la nivel politic cu statele asiatice, Republica Socialistă Vietnam fiind un partener important al României în Asia de Sud-Est, și, pe de altă parte, recuperarea piețelor tradiționale pentru exportatorii români, alături de încurajarea investițiilor în țara noastră. Programul vizitei de la Hanoi include convorbiri cu omologul vietnamez și întrevederi cu președintele vietnamez, secretarul general și cu președinta Adunării Naționale. În timpul turneului asiatic, premierul Dacian Cioloș va prezenta argumentele în favoarea transformării României într-un punct nodal pentru proiectele de interconectare dintre Europa și Asia, fie că vorbim despre infrastructura de transport, de energie sau de comunicații.